Candidatul PSD pe colegiul 2 de Senat va fi stabilit până la sfârșitul săptămânii. Conducerea partidului este conștientă că a depășit termenul până când trebuia anunțată persoana care va intra în cursa electorală, însă așteaptă un răspuns de la centru. Președintele PSD Gorj, Florin Căciumaru, a declarat că nominalizarea candidatului depinde de decizia ministrului Cercetării Științifice și Dezvoltării Tehnologice, Mihnea Costoiu, care va trebui să spună dacă va candida sau nu pe acest colegiu. Dintre toți cei care și-au manifestat dorința să candideze, fiecare are calitățile lui, este foarte greu de luat o hotărâre. În ultimul timp s-a vehiculat foarte mult numele domnului ministru Mihnea Costoiu, dar încă nu s-a luat o decizie în acest sens, în primul și în primul rând de către dânsul. În momentul în care avem o hotărâre care să vină din partea dânsului, favorabilă nouă, o să discutăm în cadrul biroului permanent. Oricum, din punctul meu de vedere, trebuie să grăbim acest lucru și, să zicem, ca termen limită, la sfârșitul acestei săptămâni. În timp ce socialdemocrația amână nominalizarea candidatului, PDL l-a anunțat pe primarul de la Roșia de Amaradia, Liviu Cotoșman, iar PNL îl va arunca în cursa electorală cel mai probabil pe edilul de la Târgu Cărbunești, Mihai Mazilu.